Remo, băieți, bine m-am găsit la un nou episod după acest canal, un episod din seva asta preferată de Sam. Suntem pe rpg.baniuțahu.ro, serverul meu de Sam, al cărui IP îl găsiți în descriere. Suntem aici cu bolidul nostru roșu, furia roșie. Ne jucăm aici cu modul de first person. Ce-mi place mie, dacă dau maxim la stânga, scoate mâna pe geam și se uită în spate. La fel și aici, arată super, super Catherine, că uite, cu schimbător, cu tot ce trebuie, e manuală. Bun, hai să mergem puțin să dăm un get gift în timp ce vorbesc despre treaba cu titlul. Nu știu exact ce titlu o să pun sau ce titlu am pus deja. Probabil o să fie legat de un server numit Beefwood RPG. Nu este al comunității mele, doar și-a pus un țărănoi numele așa la server. Probabil ca să bagațe playerii. Nu știu de ce îi face. De fapt știu de ce îi face asta, dar nu mi se pare deloc ok. Și by the way, modurile le găsiți pe modul.ro. Sunt modurile lui TBV2. Nu sunt plătit, nu vorbesc cu Tibi, nu sunt tovarăși, doar că așa mi se pare omenesc să zic de unde am modurile, mai ales că m-ați întrebat destul de multe persoane legate de Ban 4930 cheats. Uite ce țăran. Bravo, mă, Vali, ce ai făcut? Ai intrat, ai dat cu trollul puțin și ai luat bani, ai pe forță. Ce pot să zic? Ești un om foarte, foarte de treabă. Hai să mergem noi să dăm get gift-ul, după care nu știu ce vă arăt acum, pentru că mi-am zis mereu, bă, nu mai dacă ai pus în titlu un subiect, vorbește despre el la prima oară și după aia zici de altele. Bine, frate, eu așa facem. Băieți, îmi pare nespus de rău că v-am pus în acest moment pauză la videoclip, dar cei de la NB mi-au zis că, bă, răducule, ia zile mă tu la băieți iar de noi, că suntem un site cu jocuri de unde vă puteți cumpăra foarte multe cheițe pentru jocuri, vă puteți cumpăra game points, o să vă arăt imediat, vreau doar să-mi selectez aici euro pentru că mă aștept destul de mult. Deci GTA 5 e 12,92€ în weekend, au prețuri foarte bune, mi se pare că cam cele mai bune sau aproape cele mai bune prețuri de pe piață și avem games, avem gift cards, vă puteți cumpăra puncte pe GTA 5, vă puteți cumpăra o grămadă de chestii, uite aici avem la game points, puteți cumpăra jocuri de PlayStation, software, au băgat chestii noi, software, nice! Bă, ești nebun cu antivirus, cu de-astea, Catherine, că rău de tot. Băieții stau și la dispoziția voastră 24/7, deci dacă aveți nevoie de ajutor cu orice, îi contactați și vă vor răspunde cât de repede cu putință. Pe lângă toate astea, dacă folosiți codul RADUQ, câștigați 3% reducere și totodată aveți reduceri destul de mari în weekend, până la 70%, deci cu tot cu codul meu o să aveți 73% reducere, ceea ce e, Catherine, că rău de tot. Hai să ne uităm puțin la games, de exemplu, dacă o să fie 70% reducere la jocul ăsta, cred că o să fie undeva la 3-4€, ceva e genul ăsta. Euro Truck Simulator e 4€, deci super, super ok prețurile. Băieți, organizează și niște giveaway-uri, aveți link în descriere și au și un scor foarte bun pe Trustpilot. Au băgat Paysafe, PayPal, respect, mă, gata, vă puteți cumpăra cu Paysafe, ceea ce e genial. Vă las în continuare cu videoclipul, deci rpg.bunioțo.ro, serverul meu de Samp, dăm refresh, ăsta e 700 dintr-o 1000 de jucători, în ceea ce e super, Catherine, că vă mulțumesc foarte frumos. Al doilea server din lista mea este Beefwood RPG 2000 Mega Bonus. Ăsta nu este serverul meu, cel mai probabil o să cenzurez IP-ul, chestia cea mai nasoală din toată schema asta. Și by the way, ăsta e serverul beta, dacă vreți IP-ul să intrați, n-al aveți aici. Cea mai nasoală chestie din toată schema asta e că acest server, Beefwood RPG 2000 Mega Bonus, nu este al meu, dar IP-urile coincid în mare parte. Deci IP-ul acestuia, care nu e al meu, e 193.203.39. și al meu e tot așa, 193.203.39.46, e beta-ul. Și da, asta e destul de nasol pentru că induce playerii în eroare. Nu e serverul meu, nu e următorul server care urmează să fie deschis. Nu e nimic, nu m-am jucat niciodată, n-am intrat pe el, nici nu vreau să intru, mi se pare o jegoșenie maximă, dar na, ce să-i și faci. Am vorbit acolo cu Daniel și am zis că, bă, Daniel e băiatul de la host, care e faza cu serverul ăsta? Și a zis că e oferit de un reseller de la băieții de la Take Host sau nu știu ce porcărie de genul ăsta. În fine, hai să mergem să dăm get gift. Puteți să dați, cred că, de 2 ori, poate chiar de 3 ori get gift pe zi. Hai să zicem de 2 ori pe zi. Hai să vedem. Dăm de 2 ori get gift să vedem cam ce putem să luăm. După care mergem să mai facem încă o schemă, poate cu un drop ceva, vânăm un drop. 5 milioane. Hai. Dăm acolo ceva bun. Deci puteți face, cred că, 400 de gift points pe zi și cred că vreo 500 de B points pe zi. Hai să vedem totuși. În 2 zile 1000, deschideți un legendary. Ok, hai să facem imediat calculul. Nu-mi da materiale, te rog.
7 milioane. Bun, mai dăm o dată get gift. Deci prima oară am 7 milioane. Hai să vedem cât luăm din nou. Și cred că pe 31 mai, mai are 31 de zile, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, dar are 31. Pe 31 mai sau pe 1 iunie o să băgăm și quest-ul nou de vară. O să vedeți, atunci o să fie destul de caterincă. Salut, Remane. 14 din 15, nu materie. Hai dăm color de 10 milioane și cu 7, 17 milioane. Bun, caterincă. Hai să dăm aici salute să facem poză cu băieții. Cred că îmi cumpăr eu un... un transcendent crate. Hai să mergem să ne cumpărăm un transcendent crate, pentru că am ceva b-points de la referali. 3500 de b-points, asta înseamnă 7 zile. Puteți deschide un de ăsta la vreo 7 zile dacă strângeți b-points. Hai să cumpărăm, să dăm open crate și hai să vedem noi de acest crate cam câți bănuți facem. În 7 zile de trudă în care strângeți b-points, hai să vedem ce luăm. Sper că nu 4 milioane sau... deci peste 10 milioane, sper că nu 10 milioane, vreau un skin de la bun să-l vând pe, nu știu, 200-300 de milioane. Dar asta rămâne de văzut, hai să vedem totuși. Eu prefer să mă uit pe chat să văd ce am câștigat, pentru că anunță global, toți jucătorii văd ce câștigați 11 milioane. Da, deci cât am luat 17 și cu 11, 28 de milioane, nice, forță rău de tot. Da, hai să vă arăt puțin ce interioare am băgat la case, pentru că am schimbat la câteva case interioarele. Dacă vă cumpărați casă custom, puteți să vă schimbați și interiorul Goto House 95, parcă. Da, asta e al lui Michael Ștefan, e un interior super, super caterincă. Uite și pe Alexander aici, uite pe băieți, arată super mișto interiorul ăsta. Radu, da, ce e? Ia să vedem ce zice Michael. N-au apucat să văd, hai să-i dăm drumul la treabă. Vreau să punem și un gift box. Bagă și tu stoc, ok, ok, gotul de să. Hai să băgăm niște mașini în stoc, buy car. Vreau să văd, să vedeți dacă anunț. Fiți atenți. Urmează ca stocul la dealership să fie reactualizat. Fiți atenți, băieții, câte persoane o să se strângă, având în vedere că bag 3 infuri, 3 NRG-uri, 3 bulleturi, 3 sultanele și 3 turismul. Hai să vedem puțin câte persoane o să se strângă. Vreau să văd câte persoane vin. Bă, cum a intrat ăsta cu monsterul aici? Hai să dau și un VA. Cum n-aiba a intrat cu monsterul? Poți să sar peste astea cu monsterul? Ok, hai să dăm salute, pentru că aparent Lucian 743 vrea să facem poză. Hai să vedem cam câți băieți o să se strângă până, nu știu, până la și 24. După care o să facem o schemă cu drop-ul ăla care pică. Ești caca dacă nu dai un inf. Vorbea cu Babi. A, ce, Babi la Babilon a cumpărat, a dat Goto dealership. Nu te cred că a dat Goto dealership. Deci nu te cred, Babiloane, ce ai făcut, tată? Stai să-mi pun aici Mark. Mark, Goto, nu, A3, ID, Babi, Slap 517, Get Here 517. Păi ești nebun, uite ce abuz a făcut dacă i-a dat. Deci efectiv dacă a dat Goto DS să cumpere el primul infurile, e nasol. Mie chiar nu mi-ar conveni, având în vedere că am anunțat pe Slash Show că am băgat stoc la dealership și gen, el a ajuns primul că a abuzat de comanda de admin. E abuz, normal că e abuz. Dă un get here la DS, please, dar e abuz. Păi și ce a făcut ID Bobby? Get here 517. Bă, tu dai Goto DS să prinzi stoc? Doamne, ce tratat. Ia să văd ce zice, mă. Am și eu o întrebare. Pot să le vând înapoi la dealership? Da, l-am prins cu mulța în sac. Da, le vinzi. Nu-mi pasă că pierzi banii. Ai abuzat. Pentru asta ai și admin warn. ID Bobby set admin warn 517, amount 1, reason abuz. Gotodus. Bun, perfect. Nu mi se pare deloc un corect față de ceilalți jucători să te duci tu cu Goto DS pentru că ești admin. Uite că l-a vândut pe 333 de milioane la stat. Oare se bagă în dealership Goto DS? Hai să vedem puțin dacă se bagă în dealership Buycar. Buycar.
dăm puțin la ultima mașină, Inferus nu, nu se bagă, așa că o să mai băgăm noi, cred că din nou 3 în stoc, pentru că așa mi se pare fair play. Mi-a dat cineva 500 de cani, nu știu ce să fac cu ei, s-au adunat băieții, s-au adunat, dar nu s-au adunat atât de mult pe cât credeam, pentru că ei nu cred că... Nu cred că știu că am băgat Inferno și Bullet și mașini de genul ăsta. Am luat ultimul Turismo din stoc, BV, mane bun. Hai să dăm și un debug stone. Systems, cred că trebuie să îl give system, hai să-l activăm. Debug stone. Bun, perfect, a căzut și unde ăsta, give gun, reduc. 32999. Nu 32. 30, așa, AK, AK-47. Și acum trebuie să mă uit eu puțin cam unde pică giftul ăla ca să pot să merg să-l sparg. După care o să închidem și videoclipul. Sper că am lămurit și treaba aia cu serverul care nu e al comunității Bihu, doar că și-au pus ranii numele așa. Whitewood Estates. Unde e Whitewood Estates? Doamne. Spec 87, să dă cu fly-o, ban 87, unuciți. Hai mane, dă-i. Haide. S-a oprit, dau și eu spec pe el și el se oprește. Trebuie să fac o schemă să văd un... Opa, ia. Hai să-i mai întreb o dată pe băieți. Hai să-i întreb pe slash unde e Whitewood ăsta. Pentru că vreau să merg să sparg. Nu cred că apuc eu să dau din nou să... A, ban 87. O, nuciți. Bravo. Nu cred că apuc eu să dau primul cel mai mult de mers ca să iau PP-urile, dar măcar încerc să iau niște B-points, service taxi, am înțeles. Eu îl întreb unde e White ăla, el îmi zice service taxi. Bun, în sfârșit am ajuns și eu la gift, am găsit aici un gift de level 2, mai are 9000 din 10500 HP. Încerc să dau și eu, cel mai probabil nu o să iau ceva foarte bun, dar cine știe, niște bonuți acolo nu strică, o să ia, băi, dau de mers cu ăsta? Nu, apare nu. Îi dăm cu AK-ul. Da, o să dureze ceva până în spargem, dar să sperăm că luăm măcar un 2-3 milioane, că B-points clar nu mai apucăm să luăm. Pă, o să fiu bulangiu să le dau kick la băieți ca să iau eu B-points și PP și toate astea, mi-ar fi super super aiurea. N-am cheat-ul, dacă aveam cheat-ul băgam rapid fire-ul și le spărgeam eu imediat, dar n-am cheat-ul băgat. Da, trebuie să-i dăm așa până la urmă, mai are 5500 HP aproape. Se adună din ce în ce mai mult băieți la gift. Bă, nu știu de voi, dar mie mi s-a părut mereu o idee super super bună asta cu kickbox-ul și puteți face foarte multe PP-uri și B-points din acest gift dacă îl bunați, pentru că se spawnează o dată pe oră. M-a luat cu Infernus înainte, el nu. Mi-am dat 1200 damage, cred că îmi dă 2 dolari pe damage sau 20 de dolari pe damage sau 200 de dolari, nu știu, deci cred că ar trebui să ia undeva la 3 milioane, nu? Sau îmi dă în funcție de hituri. Nu știu, hai să vedem, vedem imediat. Mai are încă 1000 HP, se sparge foarte repede pentru că s-au adunat foarte mulți băieți aici. Îi dăm, dăm, bun, bun și cam ăsta a fost giftbox-ul. Hai să dăm collect gift. Cine a câștigat? Felix a luat RP-uri, Cheops a luat PP-uri și eu am luat B-points. 2.200.000 și B-points. Hai să vedem câte B-points mi-a dat. Între 150 și 350, e random. Cred că... cred că o să, uite, 13 pe ora la băiatul ăsta din gift, ceea ce e super ok. Cred că o să iau undeva la 227 de B-points. Hai să vedem. 202, am fost destul de aproape. Băieții, cred că cam am tocat acest episod, nu știu exact, mi se pare că e destul de scurt, dar nu mai are rost să mai lungim mai urea. Sper că v-a plăcut episodul, eu am fost Radu și ca de obicei vă pop, fratele, Radu, poză facem. Re!